Bun găsit, domnilor și domnilor, invitatul meu de astăzi este comisarul Bălan Alexandru și este adjunctul IPJ Ilfov. Și da, avem multe de discutat astăzi pentru că Ilfov este un județ foarte mare. Bună ziua, bine ați venit, domnule comisar! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și pentru prilejul de a fi în acest platou. Domnule comisar, vă spuneam înainte să veniți la această emisiune că și eu locuiesc în Ilfov și cam toată lumea începe așa rând pe rând să se mute în acest județ. Aveți treabă mult? Da, este un județ care prezintă multe provocări, multe particularități în rândul față de celelalte județe. Este un județ care este într-o strânsă legătură cu municipiul București, capitala țării, având în vedere fluxul enorm de persoane. Și aici mă refer la multitudinea de persoane care își desfășoară activitatea în municipiul București, dar care locuiesc în județul Ilfov. Haideți să luăm prima oară structura, pentru că este important. Aveți în subordonare mai multe direcții, dacă pot să le spun așa, mă corectați dumneavoastră, pentru că județul este mare, dar și IPJ-ul s-a dezvoltat foarte bine în ultimii ani. Vă rog. Înainte de toate, dacă mi este permis, da. IPJ-ul, Inspectoratul de Poliție al județului Ilfov, este un inspectorat tânăr. El a fost înființat prin ordin de ministrul de interne în anul 1998 și la momentul acesta are în competența sa 9 poliții orășenești, având în vedere organizarea administrativ-teritorială și 31 de alte unități administrativ-teritoriale, aici referindu-ne la comune. În coordonarea nemijlocită pe care o am, se află structurile de ordine publică, structurile de poliție rutieră, serviciul pentru acțiuni speciale, biroul pentru protecția animalelor, un compartiment de analiză și prevenire a criminalității, precum și polițiile orășenești aflate pe raza județului Ilfov. Aveți ceva? Da. Da. Îmi spuneați dumneavoastră că neoficial aveți niște cifre. Câți oameni stau în aceste comune, orașe din jurul Bucureștiului? Conform datelor furnizate la ultimul recensământ, în județul Ilfov ar locui undeva la 500.000 de persoane, însă din datele pe care le avem noi, populația depășește 1.000.000. Dacă nu ar fi și mai mulți? 1.000.000, 1.200.000. Știți de ce? Fac o paranteză. Observ unde m-am mutat eu acum 8 ani de zile, parcă era mai liber. Dar în ultimii ani, efectiv, au explodat aceste construcții, blocuri, vile, de asemenea, unde oamenii se mută constant. Nu știu, cred că la 3 luni vin noi locatari în zona în care stau eu, dar în minte în toate localitățile. De asta spun că poate numărul crește așa tot timpul. Cum gestionați, domnule comisar? Aveți dreptate în ceea ce spuneți, mă scuzați, există o creștere exponențială a populației, cu titlul de exemplu, Comuna Chiajna, unde s-a construit foarte, foarte mult. Zona cunoscută drept militar Residence, da. Se află în Comuna Chiajna. Avem o altă zonă, Ștefănești, unde avem un complex rezidențial Cosmopolis și acolo avem peste 20.000 de persoane. Încercăm să facem față acestei provocări pe care o întâmpină Inspectoratul de Poliție și anume cunoașterea populației, dar mai mult decât atât, încercăm să rezolvăm problemele cetățenilor din județul Ilfov. Vedem cu ochii noștri ceea ce înseamnă județul Ilfov, din păcate aglomerația din trafic, pentru majoritatea dintre noi când încercăm să ajungem din județul Ilfov către municipiul București. Încercăm să gestionăm pe cât putem noi de bine și căutăm soluții, să spunem, punctual, de cele mai multe ori în anumite zone din București, din județul Ilfov. Se dezvoltă foarte mult acest județ, se construiește foarte mult. Cred că cel mai mult și nu cred că greșesc. Vorbim și de oameni care lucrează în Ilfov, dacă ne gândim la Pipera. Corect. Unde și locuiesc, dar foarte mulți lucrează. Sunt acele foarte companii multinaționale și așa mai departe. Acolo lucrez și eu. Da, foarte dezvoltat. Foarte dezvoltat. Se dezvoltă și alte regiuni, precum Măgurele, Bragadiru, am observat. Deci există premisele, spunem noi, reprezentanții Poliției Ilfov, pentru o creștere și mai mare a populației. Asta este provocarea noastră pe care ne-o asumăm și încercăm, v-am spus, să gestionăm cât mai bine situația operativă, însemnând aici situația contravențională, infracțională, dar mai mult decât atât problemele cetățenilor.
Haideți să luăm un pic pe rând, să dăm niște exemple de ceea ce ați întâmpinat în acest județ, dosarele celebre cu infracțiuni pe partea rutieră e foarte important, pentru că eu, spre exemplu, am văzut în ultimele weekenduri sau, nu știu, de un an de zile, de doi ani de zile, weekend de weekend faceți acțiuni, nu weekend de weekend, dar majoritatea weekendurilor faceți acțiuni și prindeți, ați prins și vedete, bineînțeles și oameni normali, foarte mulți drogați, din păcate, incidente destul de grave, spre exemplu, pe partea rutieră. Ați avut și cazuri de asemenea celebre, pentru că locuiesc tot felul de persoane importante, personalități din România, tot în județul Ilfov, și aș vrea să le luăm cumva pe rând ca să ne dăm seama de provocările IPJ-ului pe care dumneavoastră îl conduceți. Vă rog, ce doriți dumneavoastră? În ceea ce înseamnă segmentul rutier, să spunem, da, al poliției rutiere, într-adevăr există un dinamism continuu, având în vedere că pe raza județului Ilfov avem 9 drumuri naționale, centura Bucureștiului și intrările ieșire de pe 4 autostrăzi, A1, A2, A3 și A0, tronsoanele construite pe A0. Uh-huh. Așa cum ați menționat, am avut și situații în care persoane publice sau persoane cunoscute majorității persoanelor, persoane cunoscute majorității, au încălcat normele de circulație rutieră. Acțiunile noastre sunt pe linie rutieră, sunt într-adevăr intensificate, mai ales pe timp de vară, unde încercăm în primul rând să creștem gradul de siguranță rutiere. Vă mărturisesc faptul că anul acesta ne-am propus un obiectiv să reducem numărul accidentelor rutiere și implicit numărul persoanelor decedate pe drumurile publice. Din păcate, există persoane care își pierd viața pe drumurile publice. Cauzele sunt multiple. Cea mai frecventă cauză identificată de către poliția Ilfov constă în indisciplina pietonilor, urmată de neacordarea priorității în trafic de către participanții la trafic și pe locul 3 viteza. Viteza excesivă și neadaptarea vitezei la condițiile de drum. E bine că spuneți și aceste aspecte. Sunt importante pentru că, din păcate, mor oameni. Din păcate, mor persoane, mor oameni. Fiecare are o familie, copii și așa mai departe. Noi intensificăm, facem tot felul de analize, să știți, să vedem cum putem reduce aceste accidente. Colaborăm cu județele limitrofe pentru că noi avem această rețea de drumuri naționale. Vă dau un exemplu, din Ilfov ne ducem în județul Prahova, din Ilfov ne ducem în județul Ialomița, Călăraș și așa mai departe. Colaborăm foarte bine cu polițiile rutiere de acolo, în sistem cascadă, spunem noi, polițienește. Mai ales când e o infracțiune în deplasare. Exact. Și nu vă ascund că în ultima vreme chiar am folosit și elicopterul aflat în dotarea poliției române, care ne-a ajutat să supraveghem traficul rutier de la înălțime și, bineînțeles, să sancționăm, să depistăm. Scopul nu este de sancționare, să știți, este de depistare a unor participanți în trafic care au un comportament, să spunem, nepotrivit, ce pot duce la tragedii. Da, și pentru a salva până la urmă oameni și până la urmă să mergem în trafic. Din păcate, structura administrativă este așa cum este, adică drumurile. Nu avem încă o structură așa cum trebuie în țară, nici în Ilfov, deși în Ilfov s-au mai dezvoltat. Se întâmplă tot timpul chestiune. Am văzut odată la un filtru pe care l-ați făcut într-o noapte, colegii dumneavoastră, un bărbat care a fugit de poliție, poliția a fugit după el, în urma testării cu drug test avea numai puțin de 3 substanțe pe care le inhalase, începuse să plângă și le spunea polițiștilor că de fapt el vrea să ducă doar să-și ia un suc de la chioșc și distanța de acasă până la chioșcul respectiv nu era atât de mare, că nu intra cumva în trafic, noaptea nici nu este trafic, cu alți participanți la trafic, dar a fugit de poliție. Și se întâmplă tot felul de chestiuni și pe mine m-a bunit râsul când l-am văzut cum râde așa cu nonșalanță, 3 tipuri de droguri diferite. Și ați mai avut cazuri, destule de acest gen. Da, am avut, din păcate, astfel de situații unde am depistat conducători auto care puteau avea substanțe psihoactive în organism, pentru că acest aparat drug test indică posibilitatea existenței unor substanțe psihoactive în organism, după cum bine știți, probele de sânge fiind cele relevante în definitiv. V-am spus, încercăm să identificăm conducătorii
care se află fie sub influența băuturilor alcoolice, fie sub influența unor substanțe psihoactive și să-i efectiv să intru în limbaj neacademic, să-i scoatem de pe stradă, de pe drumurile publice, astfel încât să nu se întâmple o tragedie. Am avut diferite situații în care conducătorii autodepistați pozitiv cu aparatul drug test sau depistați pozitiv în urma testării pe linia băuturilor alcoolice cu etilometru au invocat tot felul de motive, unele chiar amuzante, dar noi am respectat de fiecare dată procedura legală și ne-am deplasat cu persoana în cauză la serviciul de medicină legală sau la o unitate spitalicească pentru recoltarea probelor biologice. Spuneați că aveți de asemenea foarte multe activități în prevenire. Iată și pe județul Ilfov, știu că se fac în mai multe zone din țară, inclusiv în București, foarte bine, felicitări, înțeleg că și în școli merg polițiștii. Sunt extraordinar de bune și pentru copii, când mai aveți evenimente, pentru că spuneați că sunt cauza unor accidente, din păcate și cu deces, și pietonii. Și viteza e foarte important, deși iată, au crescut și numărul celor care consumă droguri, beau alcool, se urcă la volan. Sunt de ajuns echipele de polițiști rutieri pentru a acoperi ce se întâmplă în Ilfov? Ați mai avea nevoie de ceva în plus? Cum stați acum? Că spuneați că vă gândiți și pe viitor ce ar trebui să faceți. Dar acest aspect, acest palier. De fiecare dată încercăm să ne prioritizăm activitățile în funcție de zonele criminogene. Noi înțelegăm prin zone criminogene locurile unde se produc frecvent accidente rutiere, pentru că, într-adevăr, avem niște riscuri pe parte de drumuri publice, pe parte de sistematizare. Încercăm să remediem aceste lucruri prin înaintarea de informări sau măsuri către administratorul de drum public, pentru că el este cel abilitat efectiv să, vă dau un exemplu, să monteze un semafor, să monteze anumite indicatoare sau panouri rutiere. Numărul polițiștilor, cum ați întrebat dumneavoastră, ar putea fi mai mare, dar noi credem că ne descurcăm și în măsura aceasta în care suntem acum. Ați punctat foarte bine partea de educație rutieră, care trebuie să plece de la nivel preuniversitar, de la grădiniță până ciclul primar și să se adreseze adolescenților. Într-adevăr, am înregistrat anul trecut niște evenimente rutiere soldate cu decesul unor elevi. Am avut o situație în care, din păcate, un elev se uita în telefon, un minor, se uita în telefon, s-a angajat în deplasare, nu s-a asigurat, noi ne-am uitat pe înregistrări, nu s-a asigurat nici în stânga, nici în dreapta și a avut loc tragedia. Da. Educația este foarte importantă pe linie rutieră. Noi avem, în cadrul serviciului rutier, un compartiment dedicat acestor activități de educație rutieră. Ne ducem cu laboratorul de educație rutieră în grădinițe, în școli. Relaționăm cu fiecare conducător de unitate, fiecare director de unitate de grădiniță. Încercăm să fim cât mai prezenți în școală, să discutăm cu părinții, cu elevii, identificăm unde este cazul anumite vulnerabilități pe sistematizare. Mai nu este bine evidențiată trecerea de pietoni. Ar trebui un indicator de cedează trecerea sau un stop. Încercăm să fim cât mai prezenți. Chiar și chiar și în rândul liceelor ne-am deplasat acolo. Mai avem campania Anastasia, dar și alte campanii de informare, unde împreună cu colegii noștri de la prevenirea criminalității oprim conducătorii, încercăm să-i facem să conștientizeze importanța până la urmă a vieții persoanelor în trafic și credem că putem gestiona destul de bine această situație. Vreau să mergem un pic și în cazurile celebre din ultima perioadă, pentru că eu ca jurnalistă de-a lungul anilor aveți și niște clanuri în partea aceasta de Ilfov cu anumite incidente destul de grave și de-a lungul timpului noi am prezentat, noi cei din mass media, unele cazuri, spre exemplu împușcături pe stradă, oho, atâtea, dar pentru că vorbeam de direcția rutieră aș vrea să continuăm cu acel caz, cu acelui bărbat care a furat o mașină de la Mol Băneasa, pentru că au fost împușcături și atunci și noi am prezentat pe larg ce s-a întâmplat. Dar vă rog pe dumneavoastră, așa din culise, ce puteți să... Ce a fost acolo? Este vorba de un bărbat care, într-adevăr, în urma unor discuții contradictorii cu prietena lui, concubină, a luat autoturismul acesteia,
a plecat din parcarea mulului Băneasa. Mașina a fost dată în atenție în primă fază, mai întâi de către colegii noștri de la Poliția Capitalei. Noi avem un sistem foarte bine pus la punct de colaborare între județe și capitală. Ea a venit, a fost dată și în atenția noastră. Noi atunci ne-am poziționat pe DN1, pe drumul național București-Ploiești, și pentru că mașina a traversat, să spunem, județul Ilfov, a intrat pe raza de competență teritorială a județului, am plecat în urmărirea acesteia. Dar erau și cei din București? Erau și cei din București, dar am preluat noi urmărirea. Practic, și cei din București se opresc la granița cu Ilfov? Dacă noi putem face față, atunci ne-am poziționat foarte multe echipaje, pentru că aceste informări sunt venite pe stația de emisie recepție pe care o folosim cu toții. Sigur. Ne-am poziționat foarte bine și am început noi urmărirea autoturismului în cauză. Atunci am avut doi colegi pe care îi laud, profit de ocazie. Da, îi felicit și eu, știu că ați complicat. Îi mai felicit încă o dată. Respectând toate procedurile legale, au făcut uz de armă. Polițistul, conducătorul auto nu s-a conformat uzului de armă folosit prima dată în plan vertical. Ulterior, aceștia au acționat prin folosirea uzului de armă către pneuri, către roțile cauciucului mașinii. Da. S-a reușit imobilizarea acestuia și vreau să vă spun că s-a evitat o tragedie. Da? De ce? Pentru că mașina, conducătorul respectiv, a mers pe contrasens. El se afla pe contrasens. Asta, uite, nu mai mi-amintesc, dar știu că a fost ceva foarte periculos. Da, s-a aflat pe contrasens și, din fericire, nu am avut o tragedie. Având în vedere că el circula și cu viteză foarte mare. Fusese și împușcat? Nu. El nu? Nu. Cred că alt caz. Că am tot avut, din păcate, și aceste urmăriri în care s-a făcut uz de armă. Mai nou se face și acest lucru. Avem foarte mulți teribiliști care pun, din păcate, viața în pericol atât al celorlalte persoane pe care le întâlnesc, dar chiar și a polițiștilor. Pentru că, din păcate, sunt și astfel de situații. Da, luați pe capotă, amenințați, loviți și așa mai departe. Tot în sfera asta discutam cu dumneavoastră și foarte bine că dăm câteva detalii și la această emisiune. Iată șoferii care poate de când își au permisele le iau într-un mod, să spunem, ilegal. Și ați avut niște cazuri, niște mega dosare, dacă ne uităm la fișele falsificate sau la RAR, pe rând dumneavoastră, ca să ne dăm seama că unii încep să șofeze, să meargă pe șosele din România așa cum nu trebuie. Fără să știe. Într-adevăr, polițiștii din cadrul biroului accidente au instrumentat și probat unele dosare de o complexitate deosebită, să spunem așa, unde, cu titlul de exemplu care a ajuns ca o paranteză și în mass media, e vorba de o clinică medicală care falsifica fișele medicale ca mod de operare. Fișele medicale nu erau văzute nici de doctori, iar persoanele care solicitau astfel de fișe, fie pentru obținerea permisului de conducere, fie pentru preschimbarea acestuia, nu se prezentau sau nu erau supuse niciunei examinări de tip medical. Vorbim aici de foarte multe fișe, de 500-600 de fișe aproape, un dosar, după cum am spus, complex, unde am folosit mijloace și instrumente proprii de investigare, specifice poliției române, o rețea, aș putea spune chiar că o rețea, dar vreau să subliniez în acest context periculozitatea acestor fapte, pentru că ajungeau să fie pe drumurile publice persoane care puteau suferi, de exemplu, de aveau probleme cu vederea. Da, n-a fost o persoană oarbă? Sau nu în acest caz? Nu, nu în deci o persoană situație. Care nu vedea deloc și și-a luat permis să conducă. Eu adică nu înțelegeam cum și n-am înțeles niciodată de ce. Vă rog. Periculozitatea în aceste cazuri rezidă din incapacitatea de cele mai multe ori a persoanelor de a fi conducători auto. E lesne de înțeles ce se poate întâmpla cu o persoană care nu vede bine sau care nu poate sau care are niște probleme locomotorii sau nu poate stăpâni foarte bine, să spunem, direcția de mers. Și cu rarul de asemenea. Este important și vreau să îmi dați așa și o medie a șpăgilor. Știți că vorbeam și la telefon, vorbim de 10.000 de euro această rețea și la falsificare și... Da, fără a vă putea da cu exactitate prejudiciul, vă spun că discutăm într-adevăr de sume foarte mari, de 10.000 de euro pentru obținerea acestor fișe medicale.
În ceea ce privește dosarul la care dumneavoastră ați făcut referire, cel cu RAR. Da, aici și aici, sunt de 10 de mii de euro. Aici a fost o problemă. Mi-am notat, mă uitam acum ce îmi spuneați dumneavoastră, da? Și aici a fost o problemă. Alt pericol pe șosele. Un pericol enorm, pentru că anumite autovehicule nu erau în cazul anumitor autovehicule nu era efectuată inspecția tehnică, cea care este obligatorie potrivit legii, obțineau acest ITP fără a fi examinate, fără a fi verificate. Un dosar foarte mare, cunoscut, de asemenea a ajuns în atenția mass mediei și am mai avut acolo, să spunem, un pericol în sensul că autovehiculele respective chiar prezentau unele probleme, grave. Că tocmai de aia faci cu șpagă, că așa le face normal și ar fi super simplu. Existau situații în care pur și simplu nu voiau sau nu mai puteau aștepta pentru acea programare. Eu m-am dus, spre exemplu, la unde locuiesc eu, sunt foarte multe care îți fac inspecția tehnică, știți și dumneavoastră, mai ales în Ilfov. M-am oprit atunci pe loc, am așteptat, nu știu, câteva minute, era o mașină înaintea mea, adică te duci și găsești de-a lungul drumului câte vrei, dar nu-ți pui viața ta în pericol, a familiei poate și a celorlalți. Vreau să trecem mai departe, pentru că dumneavoastră, deși conduceți, iată, poliția din Ilfov, participați, un lucru care mi-a plăcut foarte mult, la acțiuni destul de interesante și destul de periculoase în continuare, ceea ce este important, iată, un șef din poliție și numai dumneavoastră, dar apreciez acest lucru. Mergeți în continuare la misiune pe care le fac colegii dumneavoastră. Și pentru că s-a terminat campania electorală, știu cazul, am dat și imaginile, ați prins în flagrant un personaj exact în ziua alegerilor care se plimba cu sacoșa, cu plicuri pline de bani pentru a le da alegătorilor să voteze în favoarea unui anumit candidat. Cum s-a întâmplat acolo? Și vă felicit, eu nu știam că ați fost la fața locului. Am avut o astfel de situație, într-adevăr, în data alegerilor, în care o persoană avea asupra sa mai multe sume de, avea o sumă de bani. Credem noi și din activitatea probată și din probatorul nostru a rezultat că aceste sume de bani erau destinate pentru a influența votul. În baza unor informații pe care le-am avut și a unor activități specifice derulate în cooperare și cu alte structuri din cadrul Poliției Române, am reușit într-adevăr depistarea în trafic și prinderea acestei persoane. Din păcate nu vă pot da foarte multe detalii. Cu privire la implicare, o consider o atribuție de serviciu pe care o am și sunt sigur că da, și alții... Mi se pare foarte bun ce ați făcut dumneavoastră. Vă mulțumesc cu această ocazie și consider că și știu că și alți colegi de-ai mei din cadrul Poliției Române sunt la fel de implicați. Am eu imagine, nu știu dacă avem timp, am făcut rost de ele, să văd dacă colegul meu Daniel are timp să pregătească măcar cu acest flagrant pe care l-ați făcut în ziua alegerilor, pentru că și noi, cei din presă, eram foarte atenți ceea ce se întâmplă. Știm că odată ce sunt alegerile, se întâmplă și se deschid dosare pentru coruperea alegătorilor. Dar este interesant, iată, cum tot în Ilfov, să-l prinzi pe un tip cu mașina, cu aceste plicuri cu sume de bani. Imagine la dam, dacă le-am dat colegului meu, dacă aveți timp să le dăm. Și mi-amintesc eu aici, exact aveam și suma. Eu știu că nu puteți da detalii, dar pe mine mă interesează un aspect. Cred că puteți să-mi ziceți. A recunoscut, măcar v-a dat indicații despre ce făcea cu acei bani? Personajul în cauză. A avut niște răspunsuri contradictorii, nu a recunoscut, să spunem, scopul final pentru care erau destinate acele sume de bani, a avut niște răspunsuri contradictorii, însă după cum am menționat, noi am reușit să-i stabilim rezoluția infracțională. Știți că mă uitam aici la ceea ce s-a întâmplat atunci, ați deschis și dosar penal și au fost undeva ca informații, uitați, am și imaginile și mulțumesc mult lui Daniel, este important, aici ați participat la acest flagrant, eu le-am dat deja pe post exact în ziua alegerilor, le-am obținut. Iată banii în aceste plicuri, peste 20.000 de lei în 6 plicuri, a fost o zi grea. Cum vă pregătiți într-o astfel de zi, mai ales că, repet, aveți în subordine foarte multe orașe, comune, e o nebunie întreagă. Pregătirea și noi mai avem alegerea anul acesta. Da. Pregătirea
să spunem, a început cu săptămâni înainte, unde am încercat să luăm toate măsurile organizatorice ca aceste alegeri să se desfășoare în bune condiții. Am avut atribuții atât pe ceea ce înseamnă paza, securitatea secțiilor de votare, a transportului materialelor electorale de la monitorul oficial sau de la instituția prefectului către secțiile de votare și, bineînțeles, am desfășurat toate activitățile necesare pentru ca astfel de fapte să nu aibă loc, iar dacă au loc, să aflați și, și să avem o reacție cât mai rapidă. Prompt. Da, să avem o reacție cât mai rapidă. Pentru că avem câteva minute, mă interesează și cazul angajatului din Serviciul Român de Informații sau pensionar în acest serviciu, căruia i s-a furat pistolul, un caz de la fel la care ați participat. Cât de complicat este un astfel de caz cu furtul unei arme? Și de ce cineva ar fura o armă și de ce s-ar duce țintit în casa unui om să ia arma? A fost un caz într-adevăr deosebit, la care colegii mei au lucrat foarte mult. Un caz unde, ca și în alte situații, am colaborat și cu alte structuri specializate din cadrul Poliției Române. Ca un detaliu vă pot spune că am cooperat și pe plan internațional cu autorități din alte state. Aici mă refer la Centrul de Cooperare Polițienească, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională cu autorități din Marea Britanie, Regatul Unit al Marii Britanii. A fost un caz deosebit ce a necesitat o muncă asiduă de la momentul sesizării faptei și până la depistarea autorilor și găsirea pistolului, că după cum știți am avut două momente diferite, depistare și găsirea pistolului în lacul Pantelimon. Este o muncă, v-am spus, a fost o muncă constantă a colegilor mei. Rezultatele vin după foarte, foarte multe activități și ore desfășurate. De ce l-a furat, domnule comisar? A fost un furt, noi am perceput situația ca un furt din locuință, dintr-un imobil. Da. Au fost sustrase și alte bunuri și alte valori, bijuterii, de exemplu, au fost sustrase. A fost sustras acest pistol cu muniție aferentă. Nu am avut, să spunem, un răspuns clar. Dar ce bănuiți? Voia să-l folosească la alte fapte? Sau să-l din vândă? Toate investigațiile noastre, nu am ajuns la această concluzie. Nu am ajuns la bine că l-ați rezolvat, este important acest lucru. Mă interesează foarte mult ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, vă spuneam mai devreme, cu aceste clanuri care locuiesc în unele zone din Ilfov. Și am avut de-a lungul timpului bătăi destul de urâte, la fel în stradă, cu săbii, cu arme, cazuri destul de grave. Cum gestionați toată această grupări, să le spunem, de criminalitate organizată, pentru că au fost implicate și în anumite dosare penale, persoanele membri acestor grupări? Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă asigur că Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov lucrează informativ în primă fază aceste, să spunem, grupări, cum le denumiți dumneavoastră, aceste persoane sunt în atenția noastră. Bineînțeles că există două laturi, cea a documentării informative și cea a dosarelor penale, în sensul de a aproba anumite activități infracționale. Am avut reacție la orice speță, la orice sesizare cu impact mediatic, orice sesizare, orice, să spunem, orice tulburare a ordinii și liniștii publice, orice încălcare a siguranței cetățeanului, am avut reacție, însă, după cum am precizat, probatoriul necesită o perioadă de timp uneori mai îndelungată, dar vă asigur că toate aceste persoane cunoscute drept persoane din lumea interlopă sunt în atenția noastră și le documentăm cât de bine putem. Eu știu acest lucru și există structuri care urmăresc îndeaproape ce se întâmplă, lucruri care nu putem să le facem publice și sunt de acord cu acest lucru, pentru că important este să trăim în liniște. Din păcate, am mai avut colegi de noastră invitați aici care îmi povesteau că munceau, mă rog, cu infiltrări ale colegilor în aceste structuri de crimă organizată, muncă poate de câțiva ani pentru a le destructura, probate, ajung în instanță și se pierd. Adică sunt multe dosare de astea, mega dosare pe care le-am urmărit și-o de-a lungul anului, mă așteptam să fie condamnări. Ce să vezi, surpriză, nu se baja la condamnări. Aveți dezamăgiri de acest gen?
Nu pot comenta în niciun fel Bineînțeles parcursul că nu, judiciar dar știu ce al înseamnă unui și dosar. Munca unui polițist. Dar am, cu riscul de a mă repeta, vă spun că este o muncă intensă, este o muncă asiduă, de multe ori nu se vede, este și firesc să nu se vadă toate activitățile noastre, să nu fie percepute, să spunem, mod direct de către cetățeni, de către persoane, dar chiar cred și vă asigur că suntem în slujba cetățeanului. Chiar ne dorim ca persoanele să se simtă în siguranță, să nu știe de activitățile noastre și să nu afle. Bineînțeles, se întâmplă și situații în care lucrurile explodează, nu le putem preveni pe toate, recunoaștem asta, nu putem să prevenim toate situațiile, da. Nu putem, să spunem, avea chiar de fiecare dată o reacție rapidă, din anumite motive, unele poate chiar din cauza noastră a poliției, dar credeți-mă când vă spun că noi chiar suntem în slujba cetățeanului. Chiar vrem să se simtă oamenii în siguranță, vrem ca ai noștri copii când ies de la școală să ajungă cu bine acasă, vrem să nu existe evenimente, să spunem, rutiere, cum am zis mai devreme, în zona unităților de învățământ. Ne dorim ca în școală să fie un climat normal, să nu avem bătăi, să nu avem scandaluri, să nu avem elevi care vin cu anumite obiecte periculoase, cuțite, boxuri și așa mai departe. Da, și sunt. Din păcate sunt. Din păcate sunt. Și tot am ajuns la acest capitol și profit, cu permisiunea dumneavoastră, vrem să întărim un parteneriat între școală, poliție și părinți. Pentru și că se este întâmplă important. Deja cu structurile Ministerului de Interne și eu mă bucur foarte mult. Încercăm să fim cât mai prezenți în unitatea de învățământ. Este important. Să avem o relație cât mai apropiată cu directorii, cu profesorii, să le câștigăm încrederea, să le câștigăm încrederea și părinților, ei să ne spună, să vină și ei spre noi, da. Să ne spună cu ce probleme se confruntă, ce probleme au copiii la școală. Eu cred că lucrurile se pot duce într-o direcție bună. Mai aveam câteva cazuri să discutăm, dar nu mai avem timp mult. Vă aștept la o altă emisiune. Dar uite, o ultimă întrebare, de fapt nu este ultima, dar am o curiozitate. Am văzut că dumneavoastră folosiți inteligența artificială. Da. În ce mod? Vă pot da un exemplu de folosirea inteligenței artificiale în ceea ce înseamnă apelurile 112. Okay. Încercăm să analizăm cât mai bine o sesizare, cât mai bine un apel 112. Avem o aplicație proprie care adună și face conexiuni între anumite date. Vă pot da un exemplu referitor la un număr de telefon. Număr de telefon folosit la un apel 112, persoana nu-și declară datele, nu spune cine este, dar noi putem vedea dacă acest număr de telefon a mai fost folosit, dacă avem situații în care el a fost folosit și de către o persoană care și-a dezvăluit identitatea la 112 când a sunat la apelul de urgență și, bineînțeles, locațiile, pentru că există acel AML, Advanced Mobile Location, okay. Unde se pot, pe baza unor celule și a unor procese, să spunem, informatice, putem vedea o anumită zonă, un anumit sector de unde a fost inițiat un apel. Cât de precis? Dacă mă gândesc la cazul Caracal ultimul. Cât de precis Din păcate, este nu această am, tehnologie? Nu am toate datele tehnice. Așa, să spunem, în teorie. Este precis. Este mult mai precis. Și ne ajută foarte mult în verificarea tuturor apelurilor. Uh-huh. Noi, dacă e permis, noi am avut un apel, să spunem, destul de îngrijorător la poliția Ilfov. Așa. Vă pot da și orașul Pantelimon, unde o persoană, o femeie, a precizat că este în stare de pericol și a închis apelul. Noi ne-am uitat în istoric, am văzut, am identificat locația. Bineînțeles că în afara locației furnizate de acest AML, noi facem și alte verificări, nu ne oprim la locația respectivă. Sigur că... Și, să spunem, în urma unor procese investigative în locația respectivă, am reușit depistarea femeii. Din fericire, nu era în pericol. Apelul a fost unul nejustificat. Nu am sancționat-o contravențional, dar vă spun că am muncit destul de mult ca să identificăm persoana respectivă. Pentru da, că tot se fac astfel de glume, chiar astăzi vedeam. Da, tratăm, vă dați seama, cu seriozitate. Și nu este regulă apel. Pentru că alți oameni chiar sunt în pericol și este nevoie de intervenția polițiștilor. Da. Și nu numai. Pe final, vă rog, poate un mesaj către oamenii din Ilfov, populația din Ilfov, către colegii dumneavoastră. Să ne privească cu încredere, asta le solicit cetățenilor din Ilfov, dar nu numai, să ne privească cu încredere, uneori și cu răbdare, pentru că unele lucruri
pot fi rezolvate doar după trecerea unui interval de timp, să ne privească cu încredere și, să spunem, obiectivul meu este să creștem gradul de siguranță publică. Nu vreau să sune un clișeu, chiar ne dorim ca lucrurile să fie într-o direcție mai bună și să devenim instituția sau partenerul pe care ei și-l doresc. Pentru că până la urmă suntem o instituție publică, așa cum ne spune chiar legea noastră de organizare și funcționare 218, care desfășoară activități exclusiv în interesul comunității. O să vă fac invitația acum să participați la o altă emisiune. Spre exemplu, mă interesează foarte mult colaborarea IPJ-ului Ilfov atât cu cei din București, dar și din țară. Importante și acele aspecte. Și avem mult mai multe de vorbit. Mulțumesc mult și succes în continuare. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. La revedere! Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.